Bună, Sâmia! Înainte să încep, vreau să vă spun să dați like și să apăsați clopoțelul acela micuț ca să vă puteți abona la canalul meu. Vă mulțumesc! Deci, să vorbim puțin și despre foștii, că am aflat ceva despre Cosmin, poate unii dintre dumneavoastră știți, poate nu. Deci, Cosmin o să fie, începând de luni, o să fie invitat la emisiunea cea nouă Măștile Iubirii, pentru că el e cel mai în măsură să vorbească despre asta. Și băiat frumușel și chiar mă bucur pentru el că are iubită, are și o iubită frumoasă, frumoasă, chiar o fată frumoasă, am văzut-o pe Facebook, cum s-o văd în altă parte, am văzut fotografia, e o fată foarte frumoasă, e studentă, o cheamă Andreea Diana, are 22 de ani, e studentă la București, parcă, da, și în timpul liber face make-up, face ce vrea, le face și un bani. Au fost în weekend împreună, s-au simțit bine și mă bucur foarte tare pentru el. Mă bucur chiar foarte tare. Cosmin e un băiat extraordinar și merită să fie fericit. Pentru că această Miruna nu l-ar fi putut face fericit veci, veci, veci. Nu. Și nici n-a vrut ea. Ea a fost care a pus punct relației din cauza că îi place foarte mult să fie amantă, nu nevastă. Păi mai bine să fie amantă, după părere ei zic. E mai bine, n-ai nicio obligație. Nu-i gătești, nu-i faci nimic, nici copii, poți să nu-i faci copii. Mai sunt amante care fac copii, dar dacă vrei, nu-i faci, ce? Nu-i obligatoriu. Dar nevasta trebuie să fac copii, trebuie să calce, să spele, obligație nevastă. Dar amanta n-are obligație. Nu, n-are. Nevasta primește cadouri, distracții și așa mai departe. Așa că de asta chiar mă bucur că o să fie Cosmin la Măștile Iubirii. Am să încerc să urmăresc și emisiunea, să încerc. Dacă pot, măcar cât vorbește el. Când o să vorbească el 2 ore. Sau cât o să țină emisiunea cea nouă și sunt foarte curioasă de ea. Și ce mai mult de ce curioasă sunt, mai mult sunt de invitații care o să-i aducă. Antena 1, da. Vorbim puțin de Adina de la sezonul 6. Deci Adina, cum vorbește ea, am văzut că a pus niște poze foarte sexy pe Facebook și a fost întrebată de curioși dacă în afară de silicoane, mai are și altceva îmbunătățire, a spus că nu mai are. Și a spus că, când a fost întrebată de Gabriela și Valentin dacă știe ceva, a zis că știe, și dacă o invite la Măștile Iubirii, misiunea cea nouă, a să spună tot. S-ar putea chiar să știe ceva Adina, pentru că ea știe de toate. Eu nu știu unde stă, parcă în București stă Adina, niciun gat nu stă în Târgu Jiu, sau de unde e ea, în Strehaia, Slatina, nu. Nu știu exact. Nu contează de unde e, nu contează de unde este. Contează că a fost, să știți că a fost simpatică în sezonul ei. Mai ales atunci când a oprit petrecerea, când n-a vrut să ridice ea din pat, că vrea să doarmă, dar n-a dormit, după cum bine știți, n-a dormit. A ieșit pe balcon și avea un pahar în mână, a dat noroc, teroare cu ea. Dar și-a făcut câțiva dușmani, mai ales Denis, a venit și s-a certat cu ea că ce stă în pat. Mai și n-a vrut și-a făcut ambiția. Asta e Denisa. În caz că o să fie invitată, chiar aș fi curioasă ce are de spus. Chiar aș fi foarte curioasă ce pot să spun ea despre Valentin și Gabriela, care ne țin în ceață de atâta timp. Nu știm absolut nimic despre ei, cel puțin nu știu nimica. Doar puțin ce mai câte o poză. În rest nimic. Câte o poză pe la fitness, câte o poză pe la... În rest absolut nimic. Așa, și această simpaticuță, să-i spun așa, Adina, a mai fost întrebată și dacă are iubit, dacă are relație. Și a zis, sigur că am. Atât. N-a dat alte relații, n-a dat nimic. Așa ea. Să sperăm că o să ne spune ceva de asta. Deci, că am amintit de Valentin și Gabriela, au postat fiecare câte ceva, știți doar de mesajul lui Valentin când a spus că vrea să fie lăsat în pace și dreptate are, că unii oameni chiar îi dau mesaje, îl sufocă cu atâtea întrebări și lui nu-i place, o să ne spune el că nu o să găsească de cuvinte, nu? Acum trebuie lăsat în pace pentru că e și el om, are și el viața lui, dacă a ales, mă uit aici că am notat, dacă a ales că să facă o pauză în relație, fac o pauză în relație. Ceva s-a întâmplat, dar nu știm noi. Și dacă nu știm, așteptăm. Așteptăm noutăți. Eu chiar aștept noutăți pentru că sunt și eu curioasă. Așa.
Ce să mai vorbim de Alexandra Ghioca, dacă țineți minte, care a fost cu Cosmin. De fapt, a încercat și cu Aaron și cu Cosmin. Până la urmă, s-a despărțit și de Cosmin. Și-a găsit alt iubit, am văzut poze cu ea, fată frumoasă, ceva, am înțeles că e ceva rudă cu Cătălina din sezonul acesta, verișoară sau ca ceva, o fi, fiecare are dreptul să ducă și să facă ce vrea, nu? Și am văzut-o și pe simpatica Isabela cu Blaze, de la sezonul 3, parcă, da. Cum cântau, ea cânta și el stătea cu o față, ea însărcinată, am văzut-o și la, când s-a dus la Echo, își făcea niște analize, are burtică, cred că are vreo 6-7 luni, chiar aș vrea să văd bebelușul, fetiță parcă a zis că este, nu știu cum e acum că să afli dinainte sexul copilului, eu n-am vrut să-l știu și nici nu era atunci. Cel mai mic copil al meu are peste 30 de ani, așa că nu era atunci cu de asta. Ecografie făceam și noi, dar eu n-am făcut, să știți. Și eu chiar mă bucur pentru ei și felicit. Un copil e întotdeauna binevenit, părerea mea. Am văzut poze cu inimioara. Era pe o cărare undeva la țară. Am văzut-o și pe Damaris. Avea un păr lung, așa. Avea păr frumos. Măcar părul, că gândirea nu mi-a plăcut la ea deloc. Și a pus un mesaj foarte interesant. Să-l citesc pentru că l-am notat aici. Nu contează ce se întâmplă, ci ce se întâmplă în interiorul tău. Orice ar fi, asta zic eu, ce s-ar întâmpla, contează ce avem aici. Aici, dacă se schimbă ceva, în rău zic, e grav. Dacă nu, trecem peste tot, orice poți să reușești. Am văzut-o și pe Larisa de la sezonul 5, iar niște poze sexy editate, cum știa să le facă, de parcă noi n-aș fi văzut-o în casă cum arată. L-am văzut și pe Andrei, cam supărat, asta e acum. A pierdut. Dar am văzut niște poze foarte frumoase cu Raluca. Era într-un magazin de haine, am văzut, și am văzut și niște poze, scria acolo Fierbinți Târg Giurgiu. Era cu Alex, foarte fericiți, chiar mă bucur foarte mult pentru ei că sunt fericiți. Și le-aș dori să rămână împreună. Eu în casă n-am prea suportat-o, știți de ce, din cauza Gabrielei, dar acum nu mai e Gabriela, nu mai e casa Mireasa, să-și vadă de familie. Am văzut-o și pe Maria de la sezonul 3, câștigătoarea cu iubii ei, și a lăsat-o la urmă pe Cătălina de la sezonul 2. Știți că a lăsat părul lung și a făcut altfel. S-a schimbat tot lucrul. Și mă bucur pentru ea. Fată frumoasă a fost, fată frumoasă și acum a schimbat. Deci asta am avut să vă spun până acum. O să revin cu alte amănunte. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like. Like, like. La revedere!